Salutare și bine v-am găsit! În continuare vom vizita prin intermediul imaginilor frumosul oraș Peci, situat în sud-vestul Ungariei, un oraș fascinant plin de istorie, cultură și frumusețe arhitecturale cu o istorie de peste 2000 de ani. Peci este un oraș situat în sud-vestul Ungariei, aproape de granița cu Croația, fiind al cincelea cel mai mare oraș din țară. Cu o istorie de peste 2000 de ani, Peci este un centru cultural și istoric important, cunoscut pentru diversitatea sa arhitecturală și culturală. Este centrul administrativ și economic al județului Barania și sediul diacezei romano-catolice de Peci. Peci a fost fondat de romani sub numele de Sofia Ne, iar rămășițele civilizației romane sunt încă vizibile, inclusiv cimitirul paleocreștin, care este inclus în patrimoniul mondial UNESCO. De asemenea, orașul a fost un centru important în perioada medievală și a fost cucerit de otomani în secolul al XVI-lea, lăsând în urmă moschei și băi turcești, unele dintre ele fiind transformate ulterior în biserici catolice. Este situat la 200 km sud de capitala Budapesta. În Peci locuiesc 160.000 de oameni. Situat în mijlocul unei zone agricole, este un centru de desfacere a produselor locale. Există mai multe fabrici, dar de la căderea cortinei de fier nu au reușit să treacă peste perioada de tranziție. Aici se află o fabrică destul de faimoasă de porțelan, porțelan Joinai, care are o culoare verzuie numită Eozin. Peci nu a suferit de pe urma celui de-al doilea război mondial, deși o importantă luptă cu tancuri s-a desfășurat la 20-25 km sud de oraș, aproape de zona Vilani, când armata roșie avansa spre Austria. În anul 2010, orașul Peci a fost capital europeană a culturii, împreună cu orașele Istanbul din Turcia și Esă din Germania. În Peci găsim atracții turistice, cum ar fi Catedrala Sfântul Petru și Pavel, o impresionantă catedrală construită inițial în secolul al XI-lea, cu elemente arhitecturale romanice și gotice. Este cunoscută și sub numele de Bazilica Episcopală, fiind unul dintre cele mai importante monumente religioase și istorice din Ungaria. Situată în centrul vechi al orașului, catedrala domină peisajul arhitectural și este un simbol al peciului. Construcția catedralei a început în secolul al XI-lea, în timpul regatului lui Ștefan I, primul rege al Ungariei, și a fost finalizată în mare parte în perioada romanicului. De-a lungul secolelor, catedrala a suferit numeroase transformări și extinderi, inclusiv în perioada gotică și renașentistă. În secolul al XVIII-lea a fost renovată în stil baroc. Catedrala a fost afectată și de ocupația otomană, când a fost transformată temporar într-o moschee. După eliberarea peciului de sub dominația otomană, clădirea a fost restaurată și rededicată cultului catolic. Catedrala Sfântul Petru și Pavel este un exemplu remarcabil de arhitectură romanică, cu influențe gotice și barotice evidente în structura sa. Fațada principală este dominată de patru turnuri care conferă catedralei un aspect impunător și monumental. Cele patru turnuri au fost adăugate în timpul renovărilor din secolul al XIX-lea, sub îndrumarea arhitectului Ferenc Storno. Interiorul catedralei este la fel de impresionant, cu freșe și sculpturi elaborate care reflectă diversele etape ale construcției și restaurării. Catedrala adăpostește de asemenea un altar principal dedicat Sfinților Petru și Pavel, realizat în stil gotic. Catedrala Sfântul Petru și Pavel nu este doar un loc de cult, ci și un important centru cultural. Aici se organizează concerte de muzică clasică, în special de orgă, datorită acusticii excelente a catedralei. În plus, catedrala este un loc de pelerinaj și un simbol al continuității credinței și culturii maghiare de-a lungul secolelor. O altă atracție turistică importantă a Peciului este Muzeul Cionvarii, un loc dedicat operei și vieții unuia dintre cei mai importanti și și pictori maghiari, Tivadar Cionvarii Cosca, care a trăit între anii 1853-1919. Acest muzeu este o destinație esențială pentru iubitorii de artă și cei interesați de expansionism și modernismul european. Muzeul a fost deschis în 1973 și este situat într-o clădire istorică din centrul orașului Peci, care oferă un cadru intim și potrivit pentru explorarea operei lui Ciontvari. Victorul, a cărei cariera artistică a început târziu în viață, a fost un autodidact, influențat de viziuni mistice și de o căutare spirituală intensă. Deși inițial a lucrat ca farmacist, Dvary a abandonat această profesie la vârsta de 41 de ani pentru a se dedica complet artei. Muzeul Ciondvari găzduiește o colecție impresionantă de lucrări ale artistului, care reflectă atât stilul său unic, cât și temele profunde pe care le-a explorat. Lucrările sale sunt caracterizate de culori vibrante, perspective îndrăznețe și o sensibilitate profundă față de peisaje și natură. Un alt obiectiv important al orașului Peci este piața Sitini, inima orașului unde se află fosta moschee Gazi Kasim Pașa, un simbol al moștenirii otomane din Peci. Piața este inima vibrantă a orașului Peci, un loc central și istoric care joacă un rol esențial în viața socială, culturală și economică a orașului. Această piață este una dintre cele mai mari și mai frumoase piețe urbane din Ungaria și reprezintă un punct de întâlnire important atât pentru localnici cât și pentru turiști. Piața Sitinii datează din perioada medievală și a fost de-a lungul secolelor centrul activităților comerciale și sociale din Peci. De-a lungul timpului, piața a suferit numeroase modificări și renovări, păstrându-și totuși farmecul său istoric. Piața este pavată cu piatră și înconjurată de clădiri istorice importante, care reflectă diversitatea arhitecturală a orașului. Printre cele mai notabile clădiri se numără Moschea Gazica Simpașa, una dintre cele mai impresionante structuri din piață, această fostă moschee, construită în secolul al XVI-lea, în timpul ocupației otomane, este acum biserică catolică, cunoscută sub numele de Biserica Sfântul Ioan. Clădirea este un simbol al trecutului multicultural al orașului și este remarcabilă pentru cupola sa impozantă și pentru amestecul unic de elemente arhitecturale islamice și creștine. Primăria, o clădire neobarocă din secolul al XIX-lea, adăpostește administrația locală. Fațada sa elegantă și turnul cu ceas sunt caracteristici definitorii ale pieței. Statuia Sfântului Nepomuc este o statuie barocă situată în mijlocul pieței, ridicată în 1729 în cinstea Sfântului Ioan Nepomuc, protectorul de inundații. Piața Sitinii este un loc de întâlnire popular, unde localnicii se adună pentru a socializa, a savura o cafea la una dintre numeroasele terase sau pentru a participa la diverse evenimente și târguri. De-a lungul anului, piața găzduiește numeroase evenimente culturale, de la concerte în aer liber și festivaluri de muzică, până la târguri de artizana și piețe de Crăciun. Unul dintre cele mai mari evenimente care au loc în piață este Festivalul Zilelor Peci, care atrage mii de vizitatori și oferă o gamă variată de activități culturale și recreative. Atmosfera din piața Sitini este mereu plină de viață, cu o combinație de localnici, studenți și turiști care se bucură de frumusețea și energia acestui spațiu. Este un loc unde trecutul și prezentul se întâlnesc, oferind o privire fascinantă asupra istoriei și culturii diverse a orașului Peci. Piața Sitinii nu este doar un loc de tranzit sau de întâlnire, ci și un simbol al identității urbane și culturale a Peciului, fiind unul dintre cele mai reprezentative spații publice ale orașului. Universitatea din Peci, fondată în 1367, este una dintre cele mai vechi universități din Europa, fiind un important centru academic. Universitatea din Peci a fost fondată de regele Ludovic I al Ungariei cu aprobarea papei urban al V-lea și este recunoscută ca fiind prima universitate din Ungaria și una dintre cele mai vechi din Europa. În perioada medievală, universitatea a oferit inițial studii în teologie, drept și arte liberale. De-a lungul secolelor, universitatea a trecut prin numeroase schimbări și transformări, fiind închisă și redeschisă de mai multe ori în funcție de evoluțiile politice și sociale din regiune. În secolul 20, universitatea a fost consolidată și modernizată, extinzându-și oferta educațională și devenind un centru important de cercetare și educație în Ungaria. După al doilea război mondial, universitatea s-a dezvoltat semnificativ, adăugând noi facultăți și programe de studiu. Orașul Peci este situat la poalele munților Mesec, oferind oportunități excelente pentru drumeții și explorări în natură. Clima sa mediteraneană face din Peci un loc plăcut de vizitat în orice perioadă a anului. Peci, în bin armonios, istoria și modernitatea, fiind un loc ideal pentru cei interesați de cultură, arhitectură și peisaje naturale.